Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotela, emisiunea de astăzi este pentru cei cu soare, lună, venus, ascende, nodul nord, în taur, etalare foarte generală pentru 2021, mesaje, mesaje care se vor completa și la etalarea pe care am făcut-o acum câteva zile la alegere și eventual la luna voastră, ascendentul vostru, depinde ce aveți în alte zodii. Înainte să încep prezentarea, vreau să fac un anunț pentru cei care sunteți doritori să ieșiți un pic din energia aceasta a tarotului, a cărților și să primiți mesaje și pe alte căi, în mod special artistice. Mi-am făcut un canal de artă, sub video atașez un link care vă va trimite către acel canal de artă și care se vrea să vă bucure, să vă aline, să vă relaxeze în momentele de tensiune, eventual să vă inspire. Că tot vorbim de frumos la Zodia Taului, care e guvernată de, de Venus, dar voi face anunțul la toate Zodiile. În plus, o să atașez în curând un link către contul meu de PayPal pentru cei care vor să doneze cât pot ei... Um, acestui canal în cazul în care v-a plăcut de-a lungul timpului ce ați auzit, v-a încurajat, v-a ajutat la un moment dat. Vă sunt recunoscătoare pentru generozitatea voastră în avans. Ținem legătura, urmează să atașez acest cont. Pentru cei care vreți, puteți să reveniți și să vedeți când am pus linkul. Ok, să începe talarea pentru Taur. Din partea, din mesaje de la îngeri, din partea îngerilor, ați primit ca și mesaj pentru 2021, dragii mei. Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să vindecăm rănile trecutului și asigură un sens de securitate și de stimă față de noi. Este un mesaj superb pentru cei care poate nu v-ați simțit înțeleși în cuplu. Trebuie să faceți diferența între dependență, codependență și dragostea adevărată. Dragostea cu toate diferențele care sunt, apropo, uitați-vă și la linkul pe care îl atașez sub către canalul de artă, acolo veți înțelege niște lucruri care țin de diferențe, cu toate diferențele care sunt. Adevărata dragoste ne susține uh, stima față de noi. În, dacă suntem într o relație în care nu suntem stimați sau noi ne comportăm așa sau așa cine se comportă, e clar că nu se comportă din dragoste, ci din dependență, codependență, dorința de a controla și așa mai departe. Dragostea face diferența. Dragostea ne vindecă de rănile trecutului, de frici, de obsesii, de diferite, răni sunt multe, se pot manifesta în multe feluri. 3 și cu 1, 4. 4 este un număr fix. Dragostea ne dă această, această senzația de securitate, da? stabilitate. De stabilitate. La capătul setului de cărți aveți o romanță. O romanță care are nevoie de ajutor, trebuie salvată pentru că cineva, nu, cel puțin până acum, Asta ține mai mult de 2020, după cum simt. Cineva până acum nu a exprimat dragostea în așa fel, nu că n-ai exprimat-o deloc, în așa fel încât să se întâmplă această uniune a inimilor. Mai trebuie ceva în această demonstrație de dragoste, mai trebuie ceva. Și să nu uit în timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi la italarea propus am deschis la un moment dat la 3 de spade și 6 de spade. Spadele știm că reprezintă semn de aer sau cineva cu marcaj puternic în semn de aer, gem învărsător sau balanță, marcaj acolo dacă nu musesem. Așa, dar trecând peste acest lucru, au cam sărit cărțile, cineva dorește să vorbească. Trecând peste acest lucru, 3 de spade și 6 de spade. Este o o relație dezamăgitoare din care trebuie să ieși șase de spate, de obicei iese, asta se ieși vrea ca, ca mesaj, iese din apele tulburi către senin, da? Deci această o relație amoroasă, dacă e romanță, e o problemă într-o relație a voastră, că o fi o a doua relație, că fi principală, voi știți, pentru că variază, sunteți vârste diferite, hărți natale diferite, însă e o relație care va a dezamăgit Vă rănit, și din care trebuie să ieșiți. Orice ați avea voi aici, lună, ascendent sau soare. Pentru unii posibil să fie și o relație la distanță care nu s-a materializat. Interesant că văd și aici, apropo de șase de spade, da? Și aici este un soi de șase de spade. Ia uite, vedeți? Cineva care pleacă către senin din niște ape tulburi. Ei încerca să vă detașați de acele ape tulburi și să mergeți către senin, către dragostea adevărată. Faceți diferența între romanță, între codependență, între atracție fizică sau alte nevoi și dragostea adevărată. Asta e mesajul suprem pentru 2021. Energia generală. Ia, unde s-a oprit? oh, ce frumos! S-a oprit setul de cărți la dragoste. La dragoste. Interesant că aici are numărul 12. Să fie ceva legat de casa a 12 -a. Casa peștilor. Nu musai pești, dar pentru unii clar că sunt și niște pești pe acolo pentru unii sau cineva cu marcaj în pești. Un marcaj puternic în pești. A, și asta pentru că e numărul 12, dar repet, casa 12 este o dragoste, să zic, secretă, care nu s-a materializat într-un fel, da? Ai nevoie de ajutor. Nu s-a exprimat uh, suficient de vizibil și nu s-a demonstrat de această dragoste între atâta încât să se ajungă la această uniune, iaute. E o dragoste șase de apă, e o dragoste care, pe de o parte, vine să vă ajute, cum am zis mai devreme, să vă ajute, dar aveți în spate niște conflicte, trebuie să luptați pentru această dragoste, trebuie să înfruntați niște greutăți ca să... și să nu uităm. Nu doar ca să împliniți această dragoste, nu doar ca să învățați să faceți diferența între dragoste și celelalte pe care le-am spus mai devreme, dar să învățați să vă iubiți și pe voi, că asta înseamnă dragoste de sine. Să ai în preajmă oameni care te iubesc. Haideți să vedem energia generală pentru tăuraș și tăurițe. 2021. Pentru unii să fie și o dragoste, pentru că era șase de apă, mai veche, cu cineva din copilărie sau din altă viață, sau din tinerețe, sau, da, și ca să înseamnă șase de, de cupe, sau, bine, acolo era altfel, dar fac analogie și cu energia generală, cu tarotul. Tăuraș 2021. O, oh, asta, asul. Asul, uu, ce frumos, sunt prea multe, dar păstrez doar, nu, astea două. Interesant. Energia generală. Ia uite, doi de pământ, voi sem de pământ. Trebuie să gestionați niște lucruri, niște, ce, ce este ou, de fapt? Uh, o idee care stă să se nască, un concept, o relație, un proiect, orice, ceva care urmează să genereze altă formă de existență. Trebuie să jonglați niște lucruri. Ori sunteți între două relații, unii dintre voi, ori sunteți între două joburi, patru joburi, bine, ce sunt patru, da? Mă joc un pic cu interpretarea, dar ideea este că trebuie să vă centrați. Dragostea face diferența. Trebuie să vă centrați ca să păstrați echilibru, da? Și nu doar. Nu puteți să jonglați jungleria asta, ține o perioadă, va trebui să alegeți, că asta este o carte a alegerilor. În 2021 trebuie să alegeți. Și să alegeți ce? Asul de apă, o nouă dragoste. Iar dragoste, vindecare, că asta înseamnă dragoste față de noi, stimă față de noi. Evident că pentru unii poate, repet, să fie cineva cu marcaș puternic în semn de apă sau cineva care vă marchează. Luna și Venusul într-un mod uh, profund. Dacă vă cunoașteți Sinastria, Interesant. Uh, învățați să vedeți. E ce frumoasă carte, acum văd detaliul ăsta. învățați să vedeți prin prisma dragostei. Vedeți pupilele acestui. Eu așa le văd acum. Așa le văd și dacă așa le văd, poate. Uh, deși am ochelari, dar așa văd și a, așa rămâne ca și mesaj. Um, am senzația că aici, în loc de pupile, este forma inimii. Trebuie să vedeți prin prisma dragostei, prin prisma sentimentelor. Nu a nevoie de, cum am zis mai devreme, de echilibru sau să vă împrimiți niște nevoi fizice sau eu știu de care. În plus, ce, ce s-a arătat așa, pe foarte scurt, trebuie să vă echilibrați, aute, emoțiile și intelectul. Sunteți între apă și minte. E interesant că a venit și semn de. Aici, voi, regina de pământ, da? Sunteți între apă și aer, între un semn de apă și semn de aer, dar nu obligatoriu. Scribuce este valetul de spade. Probabil cineva mai tânăr sau cineva cu inteligent, dar valetul de spade încă n-a ajuns la o profunzime a potențialului său. Semnele de aer pot să fie foarte profunde, dar valetul încă mai are multe de învățat. Dacă e semn de aer, mai are foarte multe de învățat. Are o doză de mondenitate la care trebuie să renunțe. Și aici este, trebuie să echilibrați, trebuie să jonglați între emoții, da, apă și intelect, minte. Ce frumos se, se confirmă aici. Sunteți voi, regina de pământ semnul de pământ, care iar șase de apă despre care am vorbit, trebuie să vă detașați, să alegeți lumina, să alegeți centru și să, să ce? Să țintiți către stabilitate. Aici este horul. Să anticipați adevărata stabilitate. Iar este numărul 4, da, 4 de foc, care e similar cu casa, cu relația aceea stabilă, dar creată pe pasiune, pe emoții similare. că de Sau complementare. Iar aveți numărul 4, da? Interesant cum au venit cărțile. Însă acestea sunt așa, în plus. A, de fapt, nu în plus, da, în plus, un mesaj în plus. Mesajul inițial, general, era că trebuie iau să fiți înțelepți, să fiți o leacă mai izolați ca să vă găsiți lumina înainte de a alege. Ia uite, ca să vă înțelegeți destinul, unde s-au oprit cărțile, dragii mei, să vă înțelegeți destinul, trebuie să unii dintre voi aveți ca și totem lupul, da, ce frumos, și bufnița. Ce mai este? Șapte, este casa șaptea a relațiilor, da, cum am zis, romanță, relații relații care au nevoie de ajutor relații predestinate de fapt toate și karmicele sunt predestinate, nu doar relațiile karmice dar unele sunt de lungă durată altele de scurtă durată pot să fie și relațiile karmice de lungă durată dar nu poți să stai în karmă toată viața trebuie, trebuie să căutăm să ne eliberăm de karmă și să mergem către soare, către senin, către darmă către dragoste Că, ăsta e destinul nostru al tuturor de fapt al tuturor. Aici trebuie să înțelegeți un pic, da? Să vă însingurați, poate unii sunteți însingurați, tocmai ca să vă găsiți lumina. Lumina vă va susține, dragii mei. Și repet, aveți două forțe, intelectuale și, și și pământene. Am două de noapte, am două nocturne, da? Care vă susțin. Eventual, unii dintre voi puteți pe timpul serii, nu neapărat al nopții, să meditați un pic la aceste energii, să vă puneți pozele în față, lupul, bufnița, și să meditați un pic la aceste lucruri în anul care vine sau până începeți anul, da? Nu știu de ce în acest moment mi-aduc aminte de salvie, dar știu de ce, pentru că știu de ce, dar nu trebuie să spun tot. De salvie, căutați salvie. Sălvia este purificatoare și este foarte bună să o folosiți și în ceaiuri și în multe. Ok. Deci, deocamdată am lăsat așa. Ce alt mesaj din cealaltă serie de cărți? Ce a vrut să se arate la un moment dat? Pelerina, numărul 50 să vă spună ceva. Pelerina, dar 50 se reduce la 5. 5 înseamnă schimbare. 2021 se reduce la 5. În 2021 trebuie să schimbați, să ieșiți în această umbră, penumbră, mister. o interesant ce văd în această. Și să vă concentrați pe lumină, să, să faceți scărare în această mlaștină și să mergeți pe apă, dacă e posibil. Să vă, să vă lăsați în voia luminii să, să manifestați miracole. Și undeva, ce frumos, undeva vă așteaptă o nouă lume, parcă e o pădure aici, undeva deasupra, într-o nouă dimensiune, într-un viitor, la un moment dat, o nouă lume. Deci este mult mai definită, mult mai definită. Și parcă seamănă cu pădurea asta despre care v-am vorbit, în care trebuie să vă găsiți înțelepciunea în spatele deziluzilor. A, pentru cineva, un suflet pereche, doi de apă, nu vede ceva în relația cu voi și se simte însingurat. În fine, asta e un mesaj pentru cineva. Asta ruse să se arate și s-a oprit la Dream a Little. Visați un pic. 50 și 51. E interesant că e o evoluție. Visați un pic! ca să puteți manifesta lumina și o nouă lume. O nouă lume, o nouă poveste de dragoste. Lumina despre care am zis mai devreme. Hm? Mai o carte? Ah, ok. Oh, ce frumos! Beauty! Venus! Aici sunteți voi. Frumoși. The light field. Câmpul de lumină. Câmpul de lumină, am zis mai devreme, este un teren, este un loc luminos în care sunteți așteptați să vă de desfășurați. Shifting universes. Universurile se schimbă, dimensiunile se întrepătrund dacă ieșiți în acea mlaștină și mergeți către lumină și puteți să manifestați acest câmp de lumină. 6 și cu 3, 9. Foarte spiritual, dacă vă interesează, nu vă interesează. 9 înseamnă și o călătorie peste hotare la distanță. Acolo vă găsiți adevărata frumusețe. Pentru că se leagă, da? Acolo vă găsiți adevărata frumusețe. Și înseamnă frumusețe, înseamnă și frumusețe interioară, nu doar exterior. Știu că taurii sunt cu frumusețea exterioară, cu lucrurile frumoase, cu ambientul, cu lucrurile de calitate, cu vestimentația, cu parfumurile, cu mâncarea bună, că asta este Venus în taur, dar, 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 ideea este că. Adevărata frumusețe o găsiți în voi, în dragoste. Dragostea face diferența. Pentru că Venus, varianta sa superioară, știți care este? Este dragostea necondiționată. Interesante mesaje. Interesante mesaje. ce mai sim, Mai sim că cine, cuiva este foarte dor de voi. Sper să manifestați, pentru că aveți, ascultați această etalare ca să puteți să anticipați, să alegeți că aveți această putere la început de an, să alegeți ce vreți să manifestați, să vă notați pe ceva din mesajele pe care le ascultați aici sau pe alte canale și să vedeți ce vreți să manifestați, dragii mei. Ce vreți să manifestați? În primul și în primul rând trebuie să alegeți. Faceți diferența între dragoste, emoții și intelect. Între rațiunea care vă îndeamnă să vă întâlniți cu anumite persoane, să vă manifestați într-un anume fel. Rațiunea uneori poate să manifeste găul, da? Hai, 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 de stai acolo. Unde să le mai pun ca să să le văd? Ok, doc. Da. Ia uite, s opri oprit la tauri. Bine, nu obligatoriu, mai alepreu nu înseamnă toată lumea zodia taurului. Uh, înseamnă mult mai mult. Taurul se reprezintă și prin regele de pământ, din alte lucruri. Deci casa a cincea. Hmm. Casa a cincea a creativității, hmm. dar și a religiilor și a principiilor religioase și a capacității de a vă guverna viața voastră și a celor din jur, dar după niște principii pe care le înțelegeți pe cale divină. În acest motiv aveți nevoie de însingurare ca să vă înțelegeți unde v-ați păcălit, unde v-au păcălit alții, unde n-ați văzut anumite lucruri în, în, relațiile de suflet, da? Cum a zis mai devreme. Să tai cărțile. Conectați-vă. Iar trebuie să alegeți între două persoane. Și ca să alegeți corect, centrați-vă, vedeți prin prisma dragostei și nu Venus, nu a frumuseții aparente, ci a frumuseții profunde, sufletești, spirituale. Ia uite, trei de cupe. Un semn de apă se simte singurat. Am zis mai devreme și aici, da? De parte de voi. Pe de-o parte, pe de-o parte, au fost niște probleme financiare, Niște prieteni v-au adus probleme financiare? Petrecerile v-au adus probleme financiare pentru unii, nu pentru toată lumea? Petrecerile v-au adus probleme financiare și probleme de cuplu? Sau n-ați ales bine dintre prieteni? N-ați ales bine? Pe cine vreți să fie lângă voi? Și uite, așa s-a ajuns în probleme. Alegeți în centru, centrați-vă, conform. Inspirație divină. Bine, sunt mulți tauri, fiecare, unii sunt mai evoluați, alții mai puțin, urmează să se dezvolte. Mesajele sunt diverse și cum am mai spus, zilele astea cât am fost pe am văzut multe filme foarte faine, printre care am început să văd de, de ce am văzut pe Netflix, Olympians. Despre zei Olimpului și la un moment dat era oracolul, oracolul care se reprezintă prin trei femei, dar numai una era cea adevărată și la un moment dat oracolul spune că noi vedem anumite lucruri, nu tot, anumite lucruri, dar voi cei care le ascultați trebuie să le des, decriptați, trebuie să găsiți mesajul pentru că sau aveți puterea, nu sau și, după ce găsiți mesajul, aveți puterea să vă creați destinul în funcție de ce alege să manifestați. În fine, iau 10 de apă. Central, asul de spade. Central, un semn de aer pentru unii. Central, în 2021. Central, vreți să separați blocajele care v-au stat să separați, să tăiați blocajele, să dărâmați blocajele care v-au stat în cale. Sunteți deciși să manifestați victorie, lumină, înțelepciune, Doamne ajută că avem, da, înțelepciune, Provocarea este nebună. Cineva care vă îndeamnă la o nebunie, o tendință voastră de a vă manifesta oarecum nebunatic, riscant, este o situație riscantă care vă provoacă în 20, 2021. La un moment dat, omul trăiește și vom vedea când. Sunteți provocați? Amândouă reprezintă începuturi, însă unul reprezintă un început în risc, dar cu multă credință, celălalt exist, reprezintă un început în temei, în rațiune, în logică, dar să nu uitați că trebuie să fiți în echilibru, să alegeți dragostea și aici uneori trebuie să riscați. Aici este problema, între, cum am zis mai devreme, emoție și rațiune, între dragostea care uneori poate o nebuni, să pară o nebunie, poate să fie riscantă și rațiune. Vedem în trecut, baza, adică prin 2020. Cineva un sem de apă posibil este supărat. Am mai văzut și când am amestecat cărțile 5, acum are 4. Cineva posibil sem de apă. Dacă nu este sem de apă, puteți să fiți voi. Poate că și unul și altul sunteți supărați. Din niște motive. Din foarte multe motive. Apar acest trei de cupe, care pot să fie prieteni, poate să fie triunghi amoros, poate să fie Faptul că nu v-ați întâlnit, trebuie de cupe întâlnirea cu sufletul pereche, nu s-a realizat întâlnirea, uniunea, cum am vorbit mai devreme, la cerea ajutorul, am vorbit aici, da? Aici, dați în urmă. O uniune nu s-a realizat și cineva s-a întristat. Ave, ați avut posibilitatea să manifestați această nouă dragoste și totuși, și totuși, și totuși. Vedem, l-am dat în trecut. Eventual a venit această drogă, dragoste, vedem. Vedem. O oh, turnul. Uh, pentru unii am senzația că această nouă dragoste a venit, asul, cupa asta cu pacea, cu porumbelul, a venit într-un mod neașteptat. În primul și în primul rând, ceva s-a întâmplat în viața voastră, eventual un triunghi amoros, o situație neplăcută, ceva ceva a tristat, da? O veste a trebuit să clarific. Dar Erați triști și a apărut acest turn. S-a dărâmat totul. Am în două țin de trecut. Unul de un trecut îndepărtat, altul de un trecut apropiat. Eventual, nu, eventual, cu siguranță. Tristețea voastră sau o stare de neîncredere va a atras o separare de cineva. Turnul ăsta, oricum l-am văzut în multe etalări de-a lungul anului, o separare s-a produs în ultimile luni. Eventual ați fost supărați din cauza unor motive, voi le știți, sunt variabile și această supărare va... va adus ruptura, separarea de cineva. Frumos! În 2021 aveți roata norocului. Se va schimba energia. Haideți să vedem acum în prezent cum terminați. 9 de monede. Aici sunteți voi, Venusinii, da? Numărul uh, semnului Venus. Frumusețea aceasta, frumusețea aceasta sunteți voi. Pentru unii poate să fie cineva și cu marcaj în fecioară pentru că este 9, este septembrie. Dar, trecând peste asta. Voi învățați să vă, vă bucurați de voi în și vă. Și este bine, pentru că dacă intrați în această stare de satisfacție, nu mai manifestați supărarea, puteți să atrageți și să înțelegeți dragostea și să atrageți adevărata dragoste. În prezent, sunteți mulțumiți cu ce ați realizat, cu... Evoluția voastră sau sunteți concentrați pe evoluția voastră financiară? Nou, înseamnă evoluție pentru mine. În acest moment, sunteți concentrați pe realizările voastre, pe frumusețea voastră, întreținerea voastră, stima față de voi. În viitor, apare această roată a norocului. Va fi o întâlnire de destin. O întâlnire karmică în 2021. Eventual această nouă dragoste, da? care vă va pune iar în postura să alege și să faceți diferența între dragoste adevărată și ce ați mai trăit voi. Interesant! Este Jupiter învărsător, Jupiter învărsător care face cuadratură cu Uranus în, în semnul vostru al Taurului. Cuadratura asta nu este ușoară, dar se va manifesta în fel și chip. Sfatul este, fiți în echilibru. Evident să nu fiți în triunghi, amoros și nici financiar, că unor și colaborările, dacă sunt în triunghiuri sau în vartete, nu sunt tocmai funcționale. Fiți în echilibru, luați această balanță, oferiți cui trebuie, cui merită. Um, unii dintre voi așteptați o susținere financiară. Dacă așteptați, uitați că cereți ajutorul. Cereți ajutorul ca să puteți manifesta ceva. Dragoste, relație, un spor financiar. Așteptați o susținere financiară ca să deveniți independenți. În lunile care urmează vom vedea. Oare de ce fac eu? Ia uite! Am făcut cruce celtică și trebuia să fac altfel, dar nu-i nimic, ar rămâne mesajul valabil. Ha! În fine, exterior ce vă va influența? Apă, emoții, sem nouă dragoste, nouă decupe, iar nouă. Un, un personaj care este satisfăcut cu el însuși și cu reușitele sale, dar satisfacție ține mai mult de emoții, de stare sentimentală spirituală, de o evoluție, de o transformare, acest personaj vă va influența, vă va bucura. Interesantă. Eu. Dar lăsăm așa cum a fost. Așa a vrut destinul. Să schimbăm stilul, să schimbăm energia la, la taur. Trebuia să fac altfel. 12 cărți. În fine. Teama. Teama. De ce vă va fi teamă uneori în 2021? Că nu aveți răbdare suficientă, că trebuie să aveți răbdare și aici este teama unora. Că nu vă puteți echilibra emoțional, da? Că nu vă puteți echilibra pentru că ați văzut ce ați primit, emoții și intelect. Și central sunteți pe intelect unii dintre voi. Pe mental. Aici este teama voastră că nu vă puteți echilibra, că nu vă puteți găsi sufletul pereche, dar trebuie să vă curățați de aceste stări din trecut ca să puteți manifesta bucurie. Cineva vine și vă dă o speranță nouă de, de cupe. Este speranță, este tot ce v-ați dorit. Vine și vă influențează într-un fel sau altul. Dar teama este că nu vă puteți echilibra emoțional. Unii dintre voi aveți foarte multă de, de curățat vibrațional, și aici este e în poziția fricilor. Că nu v-ați curățat suficient, că mai trebuie să vă curățați. Vedeți? Ce vă doriți, wow, Marea Preoteasă? Este super pentru cei care vă doriți într-adevăr să creșteți spiritual, să înțelegeți lucrurile profunde ale Universului, să înțelegeți tarotul, astrologia sau nu neapărat să înțelegeți binele și răul care vi s-a întâmplat în viață ca să puteți manifesta cei mai buni. Dar aici cum se leagă, pentru că e o lucrare spirituală pe care unii o veți face, tauri. Și undeva în obținerea acestei poziții speciale, trebuie să aveți multă răbdare, evident, că Marea Preoteasă nu vine așa oricum, plus că frumusețea asta interioară despre care am vorbit mai devreme, adevărata frumusețe și dragoste, da, vine prin Marea Preoteasă. Vine prin această poziție. Și poziția aceasta se capătă în timp, cu răbdare, cu lucrare personală intensă și pe termen lung. Pe de de-o parte, vă doriți în secret un personaj misterios, un personaj, vă doriți pe cineva în secret. Țineți în secret o problemă, un personaj în viața voastră. Ce veți face? O, oh, patru de monede. Vă concentrați pe muncă, pe stabilitatea voastră, însă. Patru de monede, din punctul meu de vedere, nu e prea încântător. Dar rămâneți pe tronul vostru, rămâneți în principiile voastre și totuși, și totuși, așa cum, cum, sunteți voi, unii dintre voi, veți fi oarecum zdruncinați. Veți fi zdruncinat cu, cu, turnul și cu. Deci, ați început deja să fiți, da? Cu turnul și cu rata norocului, ceva se va întâmpla la un moment dat, în 2021 și vă va provoca, dar într-un mod pozitiv, pentru că influența exterioară este nouă de cupe, este o schimbare în bine și aici este problema. Cum să lucrați voi, cum să ieșiți din principii, din idei, din tradiții? Da? Din dezamăgiri. Iaute să manifestați o nouă relație și dragoste, și proiect financiar, și relație stabilă. Cineva plânge, a plâns, dar un semn de apă tot plânge. Nu toată lumea plânge. Sau un alt semn de pământ plânge. În fine, cineva plânge. Variază, evident că sunteți mulți pentru manifestarea acestei, acestui început. Asta pentru că e o situație secretă și lucrurile secrete nu se pot manifesta public, logic. Logic. Hai să mai vedem la capătul setului de cărți. 10 de apă. Steaua. Semn de apă vărsător pentru unii. Magician. A venit cineva în viața voastră și va fermecat, absolut, va fermecat. Variază semnul, nu pot să dau semnul pentru că ar fi aiura să dau semnul, dar aceasta este energia anului 2020. Va fermecat, va fermeca și cu magicianul și va da speranță că puteți să fiți fericiți. Acum care cunoașteți semn de apă, vărsător, gemen sau foc, iar poate să varieze însă. Să zicem că unii dintre voi încheiați anul cu speranța că veți manifesta această fericire. Dar trebuie să aveți răbdare, da? Să nu uitați răbdare, înțeleptul, ca să puteți manifesta destinul vostru și mai aici? Aia, uite, destinul vostru e dragostea. Destinul vostru este dragostea. Șase de apă. Dar trebuie să aveți parte de o anumită cunoaștere. Ca să faceți diferența între oamenii care într-adevăr vă oferă dragoste, vă oferă ajutor. Sau oamenii care se păcălesc sau uh, aveți impresia, vă păcăliți că sunt sufletele voastre perechi. Hmm, hmm, hmm. Ce interesant. În fine... Așa a fost să fie la voi să fac cruce celtică, deși trebuia să fac sco 12 cărți. luați -o cum a picat, pentru că oricum mesajele sunt frumoase și abia aștept să îmi povestiți de-a lungul anului care va veni, cât o mai fi împreună, despre această schimbare. Separarea din anul 2020 provoacă independența voastră, stabilitatea voastră și vă atrage o schimbare de energie fantastică. Până una alta. Sau în orice, nu că până una alta. Și acum și tot pe parcursul întregului an 2021 trebuie să fiți în echilibru. Și nu doar financiar, ca să puteți manifesta dragostea degeaba emoții, dacă n-ai și uh, energie și bani ca să manifeste o relație, nu? Trebuie să fiți în echilibru financiar, emoțional aici este teama voastră. Aici este teama voastră cum vă vindecați. Cum vă vindecați că va veni cineva care va, uh, vă va umple sufletul cu emoții. O poveste secretă. O situație secretă. Dar revin, nu, nu uitați de mesajul cu Marea Preoteasă pentru unii cei care lucrați. Lucrați spiritual. Cam atât de cam dată. Rămâne să vedeți și alte mesaje. Și vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sărbători fericite. Numai bine! Pa!